Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de director de unități de învățământ, acolo unde aceștia erau numiți, au fost afișate. În majoritatea cazurilor, funcțiile vor fi ocupate de aceleași cadre didactice ca și până acum. Există doar 4 cazuri în care, în urma rezultatelor, la conducerea unor unități de învățământ vor surveni schimbări. La nivelul județului Olt au fost 39 de posturi de director sau director adjunct pentru anul școlar 2021. Am avut loc selecția în baza unei metodologii aprobate. Rezultatele au fost afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar și aș vrea să vă spun că din cele 37 de școli în care au existat cereri pentru ocuparea prin detașare în interesul învățământului în funcția de director sau director adjunct, au fost ocupate toate. Am avut 4 unități de învățământ unde au fost câte 2 candidați. Este vorba de Școala Gimnazială Mărgăritești, Școala Gimnazială Beveselu, Liceul Tehnologic Constantin Filipescu Caracal și la Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, postul de director adjunct coordonator, la fel au fost 2 candidați. În cazul altor 4 unități de învățământ din județ, nu s-a putut decide cine le va conduce, cadrele didactice înscrise la concurs neputându-se prezenta din motive medicale. Cine va fi numit în fruntea acestora se va decide în perioada următoare de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt. Mai avem 4 unități de învățământ, Movilen, Dobrețu, Topana și Mihăiești, unde nu a existat nicio solicitare din partea unității de învățământ, niciun cadru didactic nu și-a depus cerere. Urmează ca până la sfârșitul anului școlar 31 august să facem un consiliu de administrație și să vedem pe baza propunerilor din unitățile respective ce cadre didactice vor fi mandatate de consiliul de administrație să ocupe postul prin detașare pentru noul an școlar. Aș vrea să specific că la Topana și Mihăiești nu s-au putut prezenta cadrele didactice care ocupaseră anul trecut funcția de director din motive medicale fiind internate în spital. Noul an școlar va începe pe 14 septembrie. Modalitatea de predare este lăsată de Ministerul Educației la latitudinea autorităților locale și a conducerii unităților de învățământ. La Olt, majoritatea școlilor și liceelor au optat pentru sistemul de învățământ clasic, restul au ales varianta mixtă.